Salutare! Astăzi venim cu o ediție super specială aici. Fetele cripto vor pleca să afle câți ieșeni știu despre Bitcoin, despre cripto și ce aleg ei între $1000 sau un Bitcoin. Rămâneți cu noi să vedeți ce se întâmplă. Salut! Nu te supăra! Tu știi ce e la un Bitcoin? Da. Știi cât valorează acum? 40.000, 50.000. Nope. Foarte puțin. Mi se pare că a scăzut piața. Un leu. Nope. 30.000, dar nu sunt sigur. Nope. 50.000 sau 30.000 de dolari? Nope. Mult. Nu știu, un miliard de dolari. Nope. Mult mai puțin. 44.000. Nope. Era mai ușor cu OnlyFans, mă, dar trebuia să dăm. Și cât valorează astăzi unul? 31.000 de euro. Nope. 10.000 de dolari? Nope. 30.000. Nope. 30.000 de dolari? Nope. Cam cât crezi că valorează? În jur de 20.000. Spune-mi, te rog, tu știi ce e la un Bitcoin? Da. Știi cât valorează astăzi? 21, 22. Înseamnă că dacă ți-aș da acum să alegi între $1000 și un Bitcoin, ce alege? Un Bitcoin? Știi ce e la un Bitcoin? Da, da, da. Viața mea. Știi cât valorează unul astăzi? Nu. Sincer, nu știu, nu m-am uitat. Dacă ți-aș da acum să alegi între $1000 sau un Bitcoin, ce alege? În stil mai tradițional, cred că dolari. Și dacă vinzi Bitcoin-ul și rămâi cu $20.000? Da, și dacă scade, ce fac? Nu, prefer totuși metode tradiționale. Nu vă supărați, am o întrebare rapidă pentru voi. Do you know what a Bitcoin is? No. No? Like, you can use it like real money. Știi cât valorează acum? Mult! Foarte, foarte mult! Și spune-mi, dacă ți-aș da acum $1000 sau un Bitcoin, tu ce alege? $1000! Știi că poți să vinzi Bitcoin-ul ăla și să iei $20.000? În cash? În cash. Pe card. Prefer Bitcoin-ul. Ai văzut? Mă duc la el, gata. Gata, gata, l-am văzut. Știi ce e un Bitcoin? Da, o criptomonedă, nu? Știi cât valorează? 10.000, 20.000 de euro, un Bitcoin. Dacă ți-aș da să alegi între un Bitcoin și $1000, ce alege? $1000. $1000, că e mai sigur. $1000. $1000. De ce? Pentru că Bitcoin nu fluctuează destul de mult. $1000. Ce e $1000? Măcar știu sigur că sunt $1000. Cred că $1000, zic eu cum faci. Iei Bitcoin-ul, te duci, îl vinzi, iei $20.000 și gata, ai rămas cu banii. Posibil, da. Spuneți-mi, știți de Bitcoin? Da, am auzit ceva. Cred că este o monedă. Virtuală sau? Da, ceva pe calculator, sigur. Se minează, nu? Da, pui niște dispozitive să râșnească și iese un soft special, care este Bitcoinul. Dacă ți-aș da acum să alegi între plata unei luni de chirie și un Bitcoin, ce alege? Luna de chirie, pentru că sunt super săracă. Dacă ți-aș da să alegi între un Bitcoin și $1000 acum, ce ai alege? Probabil un Bitcoin. Bitcoin-ul? Un Bitcoin, clar. Cred că un Bitcoin. Un Bitcoin, clar. Bună alegere. Aici încheiem acest experiment social. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Foarte, foarte, foarte rău. Like, share și subscribe. Cryptomatics și Cryptonita.